Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tibi! Bine te-am găsit, Vale, pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. Dincolo de război, în weekend am avut una, da, una, un congres, da, și citez primul titlu din Monitorul de Suceava. Flutur a declarat: PNL trebuie să fie un factor de stabilitate în coaliția de guvernare și să vină cu răspunsuri rapide la vulnerabilitățile oamenilor și ale mediului de afaceri. Și aș lega cu un titlu din presa națională: Congres extraordinar la PNL, 1120 de voturi pentru Nicolae Ciucă, da? Care este noul președinte al PNL. A declarat domnia sa: niciodată nu mă voi lăsa să fiu luat prizonier. În ton cu ce se întâmplă la nivel mondial. Da, am avut un congres, îmi pare rău că n-am zis anul trecut, eu am avut o premoniție că va câștiga domnul Ciucă. Da? Eu am avut... Aveai dubii. Avem dubii, da. Dar acum... Nu, mai ales că s-a lăsat pe ultima sută de metri cu înscrierea candidaturii. Da, chiar s-a scris în ultima zi. Da. Bun, a câștigat cum era de așteptat, acum dacă ne uităm și diferența între acest congres și cel de acum 6 luni. Da. Când era lupta între domnul Orban și domnul Florin Cîțu și Ludovic Orban, între echipa câștigătoare a lui Florin Cîțu și cealaltă echipă, câte tensiuni erau atunci, ziariști agresați că filmau cum votează acolo, câte 2-3 în cabină. Acum totul a decurs simplu, frumos, rapid. Domnul Ciuc era de a câștigat așa cum a fost ca o afacere. Da, bine, vă simt un post, că am urmărit și o sâmbătă congresul. Am avut campanie internă la congresul trecut. La congresul trecut. Au umblat și domnul Orban și domnul Cîțu, au umblat prin țară, prin teritoriu, dar s-au întâlnit cu alegătorii, cu liberale. Mă uitam duminică, diverse posturi, chiar te trase un post televiziune, congres de importanță capitală la PNL. Asta era ideea. Important congres, dar importanță capitală, când totuși știm cu deznodământul e clar. În fine. Bine că a fost simplu și direct. Ține minte, în plină criză și pandemie și criză politică, să faci 3 luni de zile campanie internă când ești la guvernare. Aici ai dreptate, pentru că acea perioadă dinaintea congresului o perioadă moartă pentru țară, deoarece liderii PNL erau interesați de alegerile interne și de campanii electorale, nu prea erau interesați de actul de guvernare. Acum din punctul ăsta de vedere, dreptate, s-a mers rapid, de pe o săptămână pe alta, congres extraordinar, aranjat convocat, a ieșit singurul candidat. Acum, eu nu-l văd pe domnul Ciucă ca pe un președinte cu puteri de pline, în sensul acela de a lua singur hotărâri. Nu că n-ar avea puteri de pline, dar nu e ca un președinte cum era domnul Cîțu, cum era domnul Orban, adică hotărâri de astea e poate nu de importanță foarte mare pentru partid, le ia singur. Nu că n-ar fi în stare, dar mă refer la conjunctura actuală politică, în conjunctura politică de pe scena românească, conjunctura internă a PNL. Mă uitam și la conferința de presă, domnul Ciucă, alături de cine era? În dreapta domnului Ciucă era domnul Flutur, în stânga era domnul Bode. Da. Bun, era și domnul Rareș Bogdan, dar când se lărgea cadrul, ai văzut? Da. Eu, de ce spuneam că nu-l văd ca pe un președinte care va lua de un singur decizii? Pentru că așa cred că s-a făcut, mai spun, jocurile în PNL și sunt convins că cei trei pe care am enumerat, Ciucă, Flutur și Bode, vor conduce practic partidul. Ceea ce nu este rău, pentru că PNL a suferit tocmai și a avut probleme tocmai din cauza deciziilor luate de un singur om, în special președintele. Înainte de domnul Cîțu, vorbim de domnul Orban, în care domnul Orban a atras mânia, supărarea, revolta organizațiilor județene
prin compromisurile care le-a făcut cu vizibile. Da. A cedat diverse ministere, tocmai pentru a-și ocupa el, pentru a-și aranja postul de prim-ministru. Da. Da? Asta a supărat pe cei din PNL, la nivel de vârf, la nivel de, să zicem, primul eșalon de conducere al PNL. A făcut acele negocieri cu USR-ul fără să consulte cu colegii de partid. A urmat domnul Câțu, care a făcut cam aceleași lucruri, da? A făcut niște negocieri asemănătoare. Plus domnul Câțu a avut și aceste ieșiri care critica guvernarea. Bun, aici cred că e și puțină invidie din partea dumnealui. El ne-a arătat de când a apărut prin planul scenei politice, e ca un copil răzgăiat așa, i s-a luat jucăria, începe să plângă și să țipe și să-i spună că toți sunt răi. Și cam așa a fost. Domnul Câțu, după ce n-a mai fost prim-ministru, foarte des ieșea, critica guvernul, critica PSD-ul. Că sunt măsuri populiste, că să avem grijă. L-am văzut acum pe domnul Câțu la Congres, spunând că marea lui greșeală a fost alianța cu PSD-ul. Da. El a fost pus în fruntea partidului, a fost ales în fruntea PNL, ca președinte al PNL, tocmai datorită aversiunii lui față de PSD, datorită faptului că era cel mai înfocat dușman, cum spune, al PSD-ului. Da. Și își reproșează alianța cu PSD și spunea la Congres că ar fi trebuit ca atunci să-și dea demisia. Da, așa ar fi trebuit. Așa a făcut Ludovic Orban în momentul în care PNL a făcut alianța cu PSD. Ludovic Orban și-a dat demisia din partid. Da? A zis motivul? Am zis motivul, am spus-o atunci, o spun și acum, alianța PNL-PSD, o alianță contra nature, ținând cont de ideologii, era și este cea mai bună alianță pentru țară în condițiile actuale, pentru echilibru, pentru stabilitate. Da? Era și este cea mai bună alianță. Dar este o alianță, cum spuneam... Iată, drept dovadă, se lucrează până la urmă. Încet. Se lucrează. Dincolo de asta, revenind la domnul Câțu, aici vorbim de principii. Da. Principii. Domnul Ludovic Orban a arătat că are principii. El a spus întotdeauna că niciodată nu va face alianță cu PSD-ul. Florin Câțu a fost mult mai vehement. A spus mai de mult. Florin Câțu a fost mult mai vehement. Și spunea chiar de la tribuna Congresului, parcă a spus, cât voi fi o președinte, nu va exista. Aceste imagini tot sunt reluate în spațiul public de televiziune și foarte bine. Și spui asta, te juri, cât voi fi o președinte, nu va exista alianță cu PSD-ul și după câteva luni faci alianță. Dacă aveai principii, trebuia să-ți dai demisia. Atunci, pentru că, președinția lui, totuși a fost făcută Sub președinția lui, puteai spui foarte simplu, este poate singura alianță posibilă în ziua de azi, cea mai bună alianță pentru a asigura stabilitatea țării, dar eu, întrucât am zis public, întrucât am susținut, întrucât nu sunt de acord, renunț la funcția de președinte. Da? Asta dacă aveai principii și caracter. Dar acum vedem că pe domnul Câțu l-a interesat mai mult. L-a interesat evident mai mult funcția de președinte al PNL și funcția de premier. Da. Pentru că el urma să fie premier prin... Nu urma să fie premier. Domnul Ciucă premier și după aceea urmează la PSD. Da. Dar evident din poziția de președinte al PNL trebuie controla... Da. Da. Și bun, faptul că în situația domnului Dragnea. Da, în ultima vreme domnul Câțu a criticat PSD-ul extrem de dur. Și mai ales pe ministrul Muncii. Da. Ceea ce nu e normal. Da. Tu, președintele unei dintre cele trei partide aflate la guvernare, îi critici. Și de pe margine. Da, și aici dacă ai menționat, să luăm subiectul ăla și o să revenim după aceea la domnul Flutur. Că ce spunea domnul Câțu, că nu să-i adeptul măsurilor populiste, sau cum spunea? Da, Câțu a întrebat dacă îl va susține pe domnul Ciucă înaintea Congresului, a spus votul este secret, nu voi susține populismul, nu voi susține măsuri care fac rău românilor. Merge pe această idee.
Domnule, nu că nu sunt de acord cu creșterea salariilor, nu că nu sunt de acord cu creșterea pensiilor, dar trebuie să vedem care vor fi consecințele. Că nu avem, nu producem suficient ca să putem susține, să avem acest, susține acest efort bugetar. Dar nu știu dacă, e dintotdeauna așa. Dar nu știu dacă domnul Cățu se referea neapărat la salarii și mai departe, ci la măsurile care sunt luate sau se preconizează a fi luate de către actualul guvern de protecție socială. Social, care, într-adevăr, sunt niște măsuri populiste. Dar domnul Cățu nu vede dincolo de aceste măsuri. Pentru că dacă ne uităm în toată Europa și dacă ținem, avem în vedere și contextul actual, da, economic, geoeconomic, politic și așa, vedem că România e, cred că, ultima țară sau printre ultimele țări din Europa care nu a luat măsuri de protecție a cetățenilor. Da. Războiul din Ucraina a adus niște modificări destul de dure și dramatice din punct de vedere economic, care ne afectează și pe noi. Da? Toate țările, începând cu Franța, da, Germania, Spania, așa mai departe, s-au mișcat foarte rapid și au luat măsuri foarte rapide populiste, cum îi spune domnul Cățu. Da? De protecția... La ei sunt populiste. Da, domnul Cățu nu vede mai departe. Sunt măsuri, într-adevăr, populiste, dar sunt măsuri de protecție a oamenilor. Sunt foarte mulți oameni care în această situație economică sunt o duc extrem, extrem de greu, de-abia se descurcă de pe o zi pe alta și aceștia oameni trebuie ajutați. Da? Măsuri populiste. La noi sunt populiste, în alte țări, în țările cu democrație avansată, în țările liderile Uniunii Europene, sunt măsuri de protecție. Da. Da? Aici nu face domnul Cățu diferență între aceste măsuri care sunt luate în toate țările ca măsuri de protecție, el le vede ca măsuri populiste. Într-adevăr, nu vrea să ne luăm de structurile internaționale, da, vorbim despre afaceri. Domnia sa nu vrea, na. Ce nu vrea să? De concerne, de... Asta, vezi, e altă veste. Da. Dar am văzut la domnul Cățu. Să nu criticăm concerne, să nu le punem... Da. Bă, stai puțin. Adică, eu aici nu sunt de acord și am o... El prin asta s-a evidențiat. Când, în lupta lui cu PSD-ul. În lupta lui cu PSD-ul. Da. Aici trebuie să-i dăm dreptate lui Liviu Dragnea, chiar dacă o să ne înjure acum mulți că suntem PSD și comuniști. Da, evident, mai trebuie la câte înjurături. Liviu Dragnea spunea la un moment dat firmele, concerne sau toate firmele internaționale să beneficieze de același tratament ca și firmele din România. Da. Adică nu e normal. Cei de la instituțiile de control n-au tupeul, n-au curajul să calce la marile concerne de astea. Da. În ultima vreme au început să mai meargă. Dacă vorbim de ITM, de Inspecția Muncii, nu putem să dăm nume. Dar mergeți? Nu mergem, că trebuie să vorbim cu mama, cu firma mamă de la București. Cum adică? Ții minte cu 10-15 ani? Nu puteai. Ideea este că nu e normal. Adică firmele românești să fie controlate și controlate și controlate. E normal să fie controlate, da, să funcționeze în legalitate. Dar în timpul ăsta, firmele străine, concernele, care tot respectul pentru ele, pentru banii care investesc și pentru locurile de muncă pe care le creează. Dar ele nu pot să beneficieze de un tratament preferențial, da? Ele să nu țintă control, să nu fie controlate, să fie lăsate, să facă tot felul, nu știu, tot felul de ceva, da? Da. Nu-i normal. Ai schimbat doi angajați? Da. Nu s-au pretat. Ai schimbat, te verifică la ei, că pe bandă rulantă vine. Da. Pleacă. Aia zic, domnul Cățu, deci are domnul Cățu încăpățânarea asta, nu vă atingeți de firmele străine. În sensul, nu vă atingeți să nu faci nimic care să le lezeze, nici măcar controle. Controle, repet, firești, care să fac la toate firmele cu acționarul românesc. Nu e normal. Domnul Cățu, evident că are, știm foarte bine, în politică sunt foarte multe interese și... nu știu, domnul Cățu este exponentul unul dintre ele, nu știu, nu e posibil, poate ideologic doar exponentul, habar n-am. Da. Da. Ce e să vorbim de ceea ce transmite dumnealui, iar din ceea ce transmite asta... Ne vom întoarce la titlu, da? Întoarcem la ce vrei tu. Da. Luăm prima pauză de publicitate, revenim.